După aproape 10 ani de activitate în domeniul culinăriei, Valeria Țurcan a pus pe foaie rețetele care lasă gura apă pofticioșilor. De fapt, cartea pe care a lansat-o așa și se numește Rețete pentru pofticioși, un volum cu peste 100 de idei culinare care, cu siguranță, vă vor bucura papilele gustative. Valeria Țurcan este una dintre cele mai populare food bloggerițe din Republica Moldova, cu sute de mii de urmăritori pe internet. Am rețete foarte ușoare, am rețete de mic dejun, rețete din copilărie, cu carne, pește, dulciuri. Deși cartea culinară conține și rețete din alte bucătării ale lumii, Valeria a avut grijă să scoată în evidență mâncarea tradițional moldovenească. Una dintre rețetele ei preferate este baba neagră ca la nord. Am experimentat această rețetă ani buni și mereu ceva nu-mi plăcea, ceva nu ieșea, nu se înnegrea și tot așa, știi? Am ajuns la o rețetă pe care sunt sigură că toți o să o poată să o realizeze și plus la toate este unul dintre deserturile mele preferate. Toți care au gustat-o au zis că este ceva diferit, aș zice, și chiar le-a plăcut. În mare parte, rețetele Valeriei au fost adunate de la bunica și mama sa, de la care a și moștenit dragostea pentru gătit. Această rețetă mi-aduce aminte de bunica mea, care locuia la sudul Moldovei și lângă casa ei, nu departe de casa ei, erau lanuri plini cu trandafiri de aceștia și eu de atunci țin minte mirosul și gustul acestor cornulețe cu dulceață. Tânăra își dorește ca această carte gastronomică să devină o inspirație pentru gospodinele din țara noastră, iar bucătăria moldovenească să devină mai colorată. Bucătăriei noastre îi lipsește verdeața, îi lipsesc legumele proaspete, pentru că majoritatea rețetelor pe care le avem sunt prăjite, coapte mult timp sau fierte mult timp și cumva nu au o culoare, știi, vie. Mama mea la ardei umpluți pune deasupra o felie de roșie. Deja e altă culoare, știi? Adică cumva pot să experimentez. Rețetele Valeriei vor ajunge și în Europa. Câteva cărți au fost deja procurate de gospodinele din diaspora. Urmărești cu Pasca, cu toate, cu Cozonacul. Valeria a făcut așa un efort, a depus așa un efort să fac așa o carte. E un lucru care o să rămână și o să dăinuiască în familie, sper, și special am zis, pentru nepoțica Laura să rămână. Cred că e o inspirație pentru orice femeie. Deci, eventual, cred că e o achiziție chiar bună. Pofticioșii speră să afle cât mai multe secrete culinare și să experimenteze în bucătăriile lor. Dimineața fac omletele, mai multe, adică încerc. Care mi se primește, care trebuie să mă fac? Vreau mai mult cu torturile să mă ocup, dar vreau și să caut în această carte inspirație și să pregătesc ceva din dulciurile Valeriei. E foarte simplă, e foarte pe înțeles, e din niște produse foarte accesibile. Ai văzut ce ai făcut, Valeria, tot arată, așa că e perfect, perfect. Valeria intenționează să-și lanseze cartea cu rețete și peste Prut. Poftă bună! La revedere!